Bună dimineața, vă salută Tatiana. Astăzi dimineața voi continua cu lecțiile croșetului tunisian și vom învăța punctul tricotat. În timp ce voi pregăti rândul de bază, rândul care a fost prezentat deja în cele câteva lecții pe care le-am realizat pentru dumneavoastră, vă voi vorbi puțin despre acest croșet tunisian. Acest tip de croșet este foarte simile al broomstick lace sau cunoscut precum croșetul afgan. Sursa acestui tip de croșet este încă necunoscută, însă a fost folosit foarte mult de către marinari și de către păstori în Africa și în Asia Centrală. În jurul anului 1800, acest tip de croșet a intrat în Europa Occidentală și a fost folosit pentru a lucra pături, geci și anumite articole pentru gospodărie. A strălucit până în 1920, după care pentru un timp a fost dat uitării. În 1970, acest tip de croșet a reintrat din nou în trend datorită creatorilor de modă care l-au folosit pentru a crea genți și anumite accesorii. Deci, în mare, cam aceasta este istoria croșetului tunisian. Bineînțeles, de-a lungul timpului a făcut pași înainte, orice tip de croșet, din croșetul afgan a devenit croșetul tunisian și astfel iată-ne aici din nou pentru a învăța un nou pas foarte ușor, foarte important din tehnica acestui croșet atât de iubit. Am realizat rândul de bază, iar acum pentru a forma punctul tricotat, care seamănă foarte mult cu cel lucrat cu andrelele, noi vom intra în corespondența nu al primului, ci al celui de-al doilea bastonaș. Eu îl voi da un pic deoparte pentru a vedea. Voi intra chiar de desubtul bastonașului și voi extrage firul, deci voi încărca pe croșet. Este ușor de realizat, ușor de individuat, destul cât să introduceți croșetul de desubtul bastonașului și să extrageți firul. În felul acesta veți vedea că imediat, după un rând sau două, punctul tricotat este foarte vizibil. Și acest punct vă poate ajuta foarte mult în lucrările dumneavoastră. Am ajuns la capătul rândului și voi închide rândul ca de obicei, trecând prin cele două fire. Am extras și acest fir. Am aruncat ghemul jos în cutia lui. Acum voi începe rândul trecând pentru început doar printr-un singur fir. Apoi alunecăm cu croșetul în corespondența a două fire, încet, cu grijă, până în momentul în care veți stăpâni bine modelul și veți învăța să stăpâniți tensiunea firului. Întotdeauna fac referire la tensiunea firului, pentru că dacă vom strânge prea mult, nu vom reuși să efectuăm un lucru de calitate și apoi ne va fi foarte dificil să lucrăm, pentru că în momentul în care firul este foarte strâns,
cu greu vom trece cu croșetul prin ochiurile pe care le încărcăm pe croșet. Am ajuns din nou la capătul unui nou rând și voi intra în corespondența celor două fire, într-un modul în care să observați și dumneavoastră 1 și 2. Acesta este foarte important. Și din nou ne întoarcem, alunecând practic prin corespondența celor două fire pe care le-am montat anterior pe croșet, le-am încărcat. Este foarte simplu, foarte ușor, însă, așa cum am spus și altă dată, vă sfătuiesc mai întâi să lucrați un eșantion pentru a prinde bine modelul, după care puteți începe lucrarea care decideți să o executați. Sper că sunteți bine. Doresc să urez bun venit noilor abonați pe canalul meu. Vă mulțumesc pentru susținere. Am ajuns din nou la capătul rândului, din nou cu atenție. Vedeți, voi intra în cele două fire și mă voi întoarce. Am trecut doar prin primul picioruș, așa cum începem fiecare rând. Voi intercala lecțiile de croșet cu, vă rog să-mi scuzați vocea, cu această căldură și cu toate cele pentru a face atmosfera respirabilă. Mereu am probleme cu gâtul. Spuneam mai devreme că voi intercala aceste lecții cu lucrări normale, pentru că nu toată lumea dorește să învețe din tainele acestui tip de croșet, de aceea vor fi alternate lucrări normale cu lecțiile de croșet tunisian. Uitați-vă, deja modelul se observă foarte bine și în momentul în care vom ajunge la sfârșitul rândului, vă voi face o privire de ansamblu, așa, uitați-vă cât de frumos se prezintă, cât de frumos arată. Într-adevăr, pare lucrat cu andrelele, partea laterală, care este exact precum o lucrare executată cu andrelele și de partea aceasta. Dosul lucrării este exact ca o lucrare lucrată cu andrelele. Fața este ceea ce vedeți. Și acest tip de model are tendința să se răsucească, însă, cum am specificat și altă dată, în momentul în care terminăm lucrarea, aceasta poate prinde forma corectă, forma dorită, lucrând un rând de piciorușe scurte sau un rând de colțișoare, ceea ce doriți dumneavoastră. Eu închei aici această scurtă lecție. Sper că v-a plăcut. Dacă doriți și aveți nevoie să cunoașteți un anumit model, puteți să-mi scrieți în comentarii și aici
din nou vă amintesc, dacă v-a plăcut ceea ce am lucrat, ceea ce v-am arătat astăzi, vă rog să lăsați un comentariu, un like. Acestea mă ajută foarte mult în creșterea comunității. Cum spuneam, voi da curs cererilor dumneavoastră. Mă voi opri aici, dorindu-vă o zi frumoasă, răcoroasă. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc pentru faptul că mă susțineți și vă doresc o zi minunată, urmând să ne întâlnim cu noi tutoriale la fel de interesante. La revedere!